Astăzi suntem la un nou bloc, prieteni. Vreau să discut și eu cu voi. Vreau să mă învățați iară ce să fac, că v-am întrebat de fiecare dată. Până la urmă am stat și m-am gândit în legătură cu Georgiana și cu Ursul. Nu contează că nu mi-au ajuns banii la timp, dar nu trebuia să procedez așa cu ei, chiar dacă nu mai făceam eu operația la ochi. Asta este, sunt copiii mei, prieteni. Asta eu și trebuie să-mi ajut copiii. Am reacționat și eu la nervi, la impuls, dar ce să fac? Acum e prea târziu, îmi pare rău. Chiar n-aș vrea să se supere Ursul și nici Georgiana, că ei sunt împreună, până la urmă tot copiii mei sunt. Indiferent ce ar fi, m-am enervat și eu pe moment, dar indiferent ce ar fi, sunt copiii mei care iubesc, prieteni, și copiii sunt totul pentru mine. Alin, Ursul, nurorile, nepoței, Butelie, David, Alex, Albina, nepoatele mele, Loredana, Beatriz. Dar am reacționat și eu la nervi, am procedat așa cu ei pentru bani. Bine, am considerat că nu e frumos nici Georgiana să se poarte așa cu mine, că fiind socru său. Dar nu mai contează, prieteni, și vreau să spun, dacă să mă împac cu ei și să mă împac și cu patroana, să merg acasă la Strehaia. Să-mi întreb pe voi dacă sunteți de acord cu mine, că aș vrea să merg astăzi la Strehaia. Pentru că merge Alin acasă și aș vrea să merg și eu, prieteni. Deci, aș vrea, sunteți de acord să merg acasă la Strehaia? Să stau și eu 2-3 zile, dar nu să stau 2-3 zile, să stau până luni, că nu trebuie să mă operez la ochi și trebuie să vin iar. Pentru că nu mai las operația de ochi acum, m-am apucat de operații, stau până termin măcar, să dea Dumnezeu să pot să văd iară, ca să pot să conduc și eu, să fiu și eu altfel, să fiu bine, prieten. Iar în legătură cu Max, prieteni, aș vrea să înțeleagă și Ursul și Georgiana și toți că nu m-am împăcat pentru... Nu m-am împăcat cu Max pentru alte lucruri ce spuneți voi în comentarii și... Deci m-am zis că Max este prietenul meu și din cauza asta m-am împăcat cu el. Nu are legătură cu Nora, posta Nora dinainte, care s-a certat Ursul, nu s-a mai înțeles copiii, asta este. Dar noi putem să rămânem prieteni. Și acum mă întrebați, că am primit comentarii de la voi, că Max mi-a vorbit foarte urât, sau a vorbit de mine, a vorbit de Ursul. Dar așa mai este lumea, prieteni, la nervi. Ce să face? Mai vorbește, mai... Și unul dintre... ei, adică unul dintre noi, trebuie să cedeze, să fie mai altfel, prieten, să fie mai bun la suflet. Eu am considerat că trebuie să mă împac cu Max. Pentru că ați văzut, a fost singurul care l-a interesat de operația mea la ochi. Și din cauza asta a și venit la mine și ne-am împăcat, fiind prieteni de mici din copilărie. Deci eu cu Max sunt prieteni de mici, dar problema e că suntem și neamuri, suntem berișori. Suntem berișori așa mai de departe, dar suntem berișori, suntem neamuri. Nu aș vrea să se supere Ursul pe mine sau Georgiana, să nu creadă că, da, domne, s-a supărat pe noi din cauza asta la... s-a împăcat cu Max. Nu are legătură cu Ursul, cu Georgiana, cu familia, nu are legătură cu nimic, prieten. E vorba că m-am împăcat cu Max, că și patrona s-a împăcat cu nepoții ei. Și am zis să nu meargă la botez și a mers. E, vedeți, așa am și eu dreptul să aleg cu cine să mă împac, cu cine nu. Și consider că fiecare face ce vrea, prieteni, până la urmă. Poate că unele persoane, eu sunt mai impulsiv, i-am zis că nu e bine să te împaci, dar poate dacă ea considera că e bine să împace cu nepoții ei, n-am avut de ales, n-am avut încotro. Așa și aici.
Nu ar trebui să se supere nimeni, nici țiganii, nici românii, că m-am împăcat eu cu Mex. Nu are legătură sau să scoată vorbe acum că m-am împăcat cu Mex, că din cauza ca să o ia ursul pe lumina sau... Nu are legătură cu asta. Copiii s-au înțeles, au luat o decizie și a plecat fiecare pe drumul lor. Nu mai avem noi nicio vină, nu putem să ne băgăm noi în viața lor. Eu cel puțin asta consider, eu nu m-am băgat în viața lui Ursul sau în viața lui Alin. Fiecare a făcut ce a vrut el. Dar copiii mei sunt foarte deștepți și cred că iau deciziile care sunt foarte bune pentru ei. Deci am vrut să vă spun asta, prieteni. Ieri am stat, m-am uitat la meci, a fost cu meciul cu Franța și cu Franța-Portugalia. A venit Alin, a venit Mihael, a venit nepoțelul David, a venit și fiul meu Cristi Marin. Au stat cu mine aici la meci, până s-au terminat meciurile pe la vreo 12 noapte. Și după aia au plecat acasă. N-am făcut nimic așa special. Mai dați în comentarii, mai întrebați-mă ce să vă răspund, ce să vă spun. Vă întrebați de ce stau singur aici la București. Păi cu cine să stau, prieten? Vreți să iau pe cineva după mine să-l țin iar aici? Dacă venea unul ca și Cătălin, domne, de ce-l ții acolo? Domne, pleacă acasă, îi spuneați, îi dădeați mesaje și comentarii. Acum că sunt singur, tot nu e bine. Nu știu cum să mai vă spun ca să nu înțelegeți greșit și să nu vă supărați. Că știți că vă consider prietenii mei prieteni. Și asta este, mă înțeleg și pe voi, că unul mai vorbește așa, unul mai așa. Asta e, fiecare cu părerea lui, are dreptul fiecare să-și pună părerea. Dar eu acum consider că deciziile care le iau sunt foarte bune, asta consider eu acum. Că nu mai pot să mă iau după mama sau după... toți ăia-i noștri de pe la Strehaia. Nu mai merge. Consider că nu trebuie să mă sacrific eu acum pentru ei. Ca să nu râdă ăla de mine, să nu râdă țiganii, să nu râdă de mine. Asta este. Eu mi-am ales viața asta, asta este. Trebuie să înțeleagă și mama. Mama, dacă îi dai un deget, ia toată mâna. Pe cuvântul meu, prieten. O să merg acum, dacă merg acasă, o să se bucure și mama că merg acasă. O să se bucure și ea, dar nu o să merg să rămân la Strehaia. O să merg și eu acasă, stau 2-3 zile și... asta este, o să plec și în vacanță, peste o lună maxim, o să plec în vacanță. O să plec în vacanță, nu știu, o să plec cu avionul de data asta. Pentru că am fost la doctor și mi-a zis doctorul că am voie să zbor cu avionul. Și o să plec în vacanță cu avionul de data asta. O să merg undeva la 2-3 ore, ca să nu merg foarte, foarte mult. Nu știu, încă nu m-am decis unde voi pleca, dar voi pleca. Și dacă voi pleca cu cineva, o să vă anunț, prieteni, o să fac vlog sau o să vă povestesc. Vă întrebați acum, iar răspundeți că mă vedeți singur și că vorbesc așa, îmi spuneți, domne, e nebun, a nebunit. Cu ce am înnebunit? Cu ce mi se pare anormal? Mie mi se pare totul normal. Și mi se pare normal ce vorbesc eu. Am dreptul și eu să plec în vacanță, să stau o săptămână
Asta e, nu mai vreau să fiu haotic cum eram până acum. Eu mergeam în vacanță și mă plictiseam. Dacă mergeam în vacanță, mă plictiseam a doua, a treia zi, întorceam înapoi. Acum mă merg și eu, n-am îmbătrânit, am. Adică sunt și eu mai în vârstă acum. Adică merg și eu să stau liniștit, nu mai merg în agitație. Oricum, Alina a făcut rezervări să mergem toată șatra, să mergem la Mamaia. Dar e problema, mi se pare foarte haos la noi în țară. Aș merge undeva unde e o stațiune mai liniștită, undeva în străinătate. De exemplu, uite, și la Bulgaria este liniștită. În Turcia nu prea este liniștită. E mai mult pentru tineret, mai mult pentru Spania, tot așa e cam agitată. Dar încă voi decide. Nu, încă nu am decis în ce țară voi merge. Și vă întrebați acum, de unde are ăsta bani de pleacă în vacanță? Păi 2-3 mii de euro, 5 mii, am și eu să plec în vacanță. Bine, eu voi vrea să mergem în vacanță, să mergem cam toată șatra, să meargă și mama, să meargă și Ursul și Georgiana, fetele, nepoței, Alin, Mihaela. Adică aș vrea să mergem toți, dar acum să vedem dacă se poate, dacă vor să meargă și ei. Dar trebuie să ne decidem, să hotărâm încă împreună, dar încă n-am hotărât. N-am hotărât încă unde mergem, în ce țară mergem și ce vom face. Mie mi-ar plăcea foarte mult în Dubai. Dar bine, în Dubai este 4 ore cu avionul. Dar în Dubai, acum, perioada asta este foarte cald. Este foarte cald pentru că eu am mai fost în Dubai acum ani de zile, mulți ani, și era o căldură de nu puteai, erau peste 50 de grade. În Dubai, acum, perioada asta, iulie-august, este foarte cald. Prin octombrie, noiembrie, decembrie e bine la Dubai, că atunci sunt 25-30 de grade. Dar de frumos, este foarte frumos în Dubai. Pentru că sunt toate construcțiile construite noi. E altceva. Dubai e altceva, prieteni. Părerea mea. Dacă n-ați fost, vă recomand Dubai. Eu când am fost la Dubai, am stat la Burj Al Arab. E cel mai luxos hotel de 7 stele, am înțeles, din lume. E cel mai singurul din lume. Nu știu dacă s-o mai fi construit acum alt. Dar mai am încă poze de acolo, să vi le pun pe un blog, ca să le vedeți și voi. Că am fost, chiar am fost la Burj Al Arab. Este cu totul altceva. Burj Al Arab are recepția pe fiecare etaj. Nu e așa recepția cum te duci la hoteluri, jos, mare. Nu. Are recepția pe fiecare etaj. Și camerele sunt cât apartamentul ăsta, mai mare. Am plătit atunci 2000 de euro pe o cameră și era mai mare decât apartamentul ăsta. Dar bineînțeles, era numai lux, era Versace, era totul acolo. E ceva foarte lux, foarte frumos. Dar eu am fost, am dat 2000 de euro pe cameră și după aia am adus și pe prietenii mei și au dormit în apartamentul ăla, tot ăla al nostru. Avea living mare, avea două dormitoare. Adică am plătit două persoane și am dormit patru. Așa suntem noi, românii, țigani. Când am văzut acolo, n-am mai plecat. Că veniseră niște prieteni care își luaseră loc în altă parte. Cazare. Și dacă eu am stat la Burj Al Arab, am zis că, bine, i-am mai dat ceva la băieții de la recepție. Că acolo e ceva, dacă dai 200-300 de dolari la cineva, aoleu. La noi banii 200-300 de dolari nu înseamnă nimic. Dar acolo, să știți că înseamnă. Pentru că acolo toți care sunt angajați sau alea, cred că nu sunt din Dubai.
sunt din alte țări, care cei care muncesc. Adică indieni, pakistanezi. Era frumos. Era foarte frumos. Era o stradă, se spunea Bar Dubai. Era o stradă și pe strada aia circulau cum e la noi, dorobanciu. Deci erau numai mașini albe și de lux. Eu când am fost acolo și când am venit acolo, mi-am cumpărat și eu un Porsche alb. Eu din cauza asta Porsche alb, că acolo vedeam